Duhul, Duhul lui Dumnezeu, în viața noastră, în inima noastră, dă viață, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Carnea nu folosește la nimic. Carnea, fără Sufletul, fără Duhul lui Dumnezeu, în inima noastră, nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Vrem această viață cu Duhul lui Dumnezeu în inima noastră. Vrem o viață după Duhul lui Dumnezeu. Vrem o viață în pace cu noi înșine și cu toată lumea. Vrem o viață liniștită. Vrem o viață în dragoste. Să ne iubească alții și noi să iubim pe ei. Și Domnul spune, Duhul este acela care dă viață. Care dă această viață. Carnea nu folosește la nimic. Vrem să avem această pace în inimă și pentru și cu alții. Vrem această dragoste, vrem această iubire față de noi înșine și față de alții. Dar Domnul spune: carnea nu folosește la nimic. Fără Duhul lui Dumnezeu, nu reușim să facem nimic. Pentru că Domnul spune: Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și de lumii viața. Vrem această viață. Vrem o viață în pace, în liniște, în fericire unii cu alții. Vrem să trăim liniștiți, vrem viața. Vrem această viață. Dar Domnul spune: Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și de lumii viața. Și vrem această viață. Dar care este această pâine? cuvântul lui Dumnezeu. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu, nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cuvintele acestea sunt duh și viață. Cuvintele pe care vi am spus eu sunt duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea coborâtă din cer. Pentru că oamenii care au scris cuvintele cuvântul lui Dumnezeu au scris mânați de Duhul Sfânt iar cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață. La citire, la citirea cuvântului lui Dumnezeu, Duhul Domnului vine în viața noastră, în inima noastră. Pentru că Domnul spune: Cuvântul este aproape de tine. Vrem această viață, vrem această liniște în Suflet, vrem această pace cu noi înșine și cu alții, vrem această dragoste și bucurie în inima noastră față de noi și față de ceilalți. Și Domnul ne spune, pâinea, mâncați această pâine, cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, citind cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este aproape de tine, îl putem avea, este lângă noi, îl auzim, îl vedem, îl citim și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Deci dacă mărturisești deci, cu gura ta, spune Domnul, pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta, atenție, putem să mărturisim și să nu credem, dar atenție, dacă crezi în inima ta, Că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci, Vrem această viață, vrem, vrem să trăim în Duhul lui Dumnezeu și avem cuvântul pe care să-l credem. Și Domnul spune, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Carnea nu folosește la nimic. Nu putem, nu putem singuri să ne ajutăm să avem această viață fără cuvântul lui Dumnezeu și cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață și vrem să trăim. Atenție, nu este nevoie decât de cuvântul lui Dumnezeu, auzirea cuvântului, prin auzirea credința vine în auzirea în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Spune Domnul în adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Nu este nevoie de o religie. Nu este nevoie de un anumit neam. Nu este nevoie de nimic decât de cuvântul lui Dumnezeu. La citire, la auzire și la credința din inimă. Căci toți au același domn. Tot orice om de pe pământ care este creația lui Dumnezeu au același domn, au același creator care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-l cheamă. Este o posibilitate, indiferent de religie, indiferent de neam, de naționalitate, de țară, oriunde te-ai afla. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Vor spune neamuri, vor spune Israel, vor, vor spune oamenii care, care au trăiesc într-o anumită țară, în Israel, vor spune cei care au o anumită religie, vor spune, deci ce vom zice? Neamurile care nu îmblau după neprihănirea au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel care umbla după o lege care se, să dea neprihănirea n-a ajuns la legea aceasta. Legile atunci când căutăm legi, când căutăm religii, când căutăm anumite adunări, Domnul spune: Neamurile au căutat mântuirea. Pentru că oricine ascultă Cuvântul primește această viață, Cuvântul Credinței. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Este o libertate toate neamurile. Mântuirea este aproape pentru toate neamurile. Spune cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută, ne ajută în această viață să ne sfințim, pentru că niciun om nu este curat înaintea lui Dumnezeu. Niciun om, spune Domnul, cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu, cum ar putea cel născut din femeie să fie curat. Iată în ochii lui, nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul care nu este nici decât un vierme. Fiul omului care nu este decât un vermișor. Creația lui Dumnezeu Domnul o numește un vermișor și nimeni nu este curat. Și atunci, cine ne sfințește? Cine ne sfințește această viață în continuu cât trăim pe Pământ, cine ne va sfinți? Pentru că, da, cu viața o trăim în liniște, în pace, în, în armonie, în dragoste unii față de alții, dar noi nu suntem curați niciodată. Căci Domnul spune cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu. Domnul a întocmit un sabat. Atenție! Pentru ca să fim sfințiți de cine? De Domnul. Atenție! Cum putem fi sfințiți? Cum putem să să, 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 să urmărim sfințirea? Pentru că Domnul vrea sfințirea omului. Domnul spune: Le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscut poruncile mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Da, avem cuvântul lui Dumnezeu și Duhul care dă viață în noi. Dar, nu este de ajuns, pentru că Domnul zice, omul nu este curat. Și este nevoie de o sfințire a omului de către Dumnezeu. Cum se realizează? Domnul spune: Le-am dat și sabatele mele. Le-am dat o zi, atenție, să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că om că eu sunt Domnul care îi sfințesc și nu omul. Atenție, Că este foarte ușor să credem că ne sfințește un alt om. Dar Domnul spune, carnea nu folosește la nimic. Eu sunt Domnul care sfințesc. Pentru că omul, dom omul spune, vrem să fim curați, toți vrem să fim curați, vrem să fim sfinți. Și Domnul spune, eu sunt Domnul care îi sfințesc. Cum se realizează acest lucru? Pentru că Domnul a întocmit sabatele pentru ca să ne sfințească și Domnul spune vorbește lui Aaron și fiilor lui lui și tuturor copiilor lui Israel și spune -le, iată ce am poruncit ce am poruncit Domnul Domnul trimite mediatori trimite oameni ca să vorbească poporului și astăzi Domnul vrea să aducă un mesaj tuturor care urmăresc sfințirea, da trăim avem o viață în liniște în fericire, în dragoste dar omul nu este curat și noi vrem să fim sfinți. Și Domnul spune, sărbătoarea ispășirii. Aceasta să vă fie o lege veșnică. Există o lege veșnică în poruncile și cuvintele, în poruncile și legile pe care ne le-a dat Domnul. Este o lege veșnică, de la început și la sfârșit. Eu sunt alfa și omega, până la omega. Este o lege veșnică pe care Domnul a întemiat-o ca să fie uh, un sabat. O, o, lege ca să fie un semn, spune Domnul, între mine și ei, căci eu sunt Domnul care îi sfințesc, nimeni altcineva. Și zice Domnul, ce cere în această lege? În luna șaptea în ziua, în a zicea zi a lunii, să vă smeriți sufletele. Domnul vrea un suflet smerit. Atenție, pentru toată lumea, Domnul cere un suflet smerit. Să nu faceți nicio lucrare, să ne oprim în acea zi, atenție, nici băștinașul și nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. S-ar putea să avem oameni angajați la muncă și Domnul spune să vă opriți cu toții. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curățiți. Deci, Domnul, da, ne dă legile și poruncile ca să avem o viață liniștită. Ne dă cuvintele care dau viața, Duhul, viața, dar. Omul nu este curat, și Domnul a întemeiat o zi ca semn între noi și el. Și ne cere și ne pune aceste condiții, de la început până la sfârșit, o lege veșnică. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Iată ce ne cere Domnul pentru sfințire. Aceasta să fie pentru voi o zi de sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriți sufletele, să ne smerim. Să ne splicăm capul înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul spune, eu vă sfințesc. Atenție, vă dau legile și poruncile mele, vă dau cuvintele care dau viața voastră să trăiți, liniștiți, în fericire, în pace unii cu alții. Dar atenție, că pentru că nu sunteți curați, niciun om nu este curat înaintea lui Dumnezeu. Iar eu sunt Domnul care, care sfințesc. Aceasta să fie o lege veșnică se repetă în acest, în acest paragraf pe care îl citesc. Este o lege veșnică, este pentru totdeauna. Ispășirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea și care a fost închinat în slujba Domnului. Atenție la cine face. Este un preot care face care primește această ungere, care să facă acest lucru și care a fost închinat în slujba Domnului ca să urmeze Tatălui Său în slujba preoției. Atenție, să ne rugăm, atenție, să ne rugăm la Domnul să ne scoată înainte acel preot închinat în această slujbă pentru ispășirea păcatelor noastre. Să se îmbrace cu veșmintele de in, cu veșmintele sfințite. Atenție la veșmintele acestui preot, căci Domnul spune să fie veșmintele sfințite, să fie un preot care a primit ungerea, care a fost închinat în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său, tatălui său în slujba preoției. Să facă ispășire pentru locul preasfânt. Atenție că Domnul arată că locașul templului Domnului are o despărțire, o despărțire de locuri, să se facă ispășire pentru locul prasfânt, deci este un loc prasfânt în acest templu, să, se, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării. Deci la această slujbă de ispășire pe care Domnul a tocmit-o veșnic, Domnul descrie cine o face, cine este uns și închinat în această slujbă, ce minte să aibă veșminte sfințite, atenție, și chiar și locașul are, are niște despărțiri în care să, 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 fie, să se înțeleagă că este un loc sfânt, că, că este un cort al întâlnirii, că este un altar unde să se facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, se repetă, Odată pe an să se facă ispășirea pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor, pentru că nimeni nu este sfânt. Deci odată pe an, în fiecare an, pentru că nimeni nu este sfânt. Aron a făcut în tocmai cum poruncise lui Moise Domnul. Aron și astăzi face în tocmai și vorbește cum poruncește lui Moise Domnul, pentru că Domnul alege oameni, mediatori, care să, să se ducă la popor, la preoți din partea lui Dumnezeu. Atenție căci Domnul astăzi spune un cuvânt, un cuvânt casei Domnului. Spune Domnul astăzi, tu nesocotești locașurile mele cele sfinte, îmi spurgi sabatele. Atenție, căci Domnul cheamă la această sărbătoare ispășirii cu niște condiții locașul să fie sfânt, veșmintele să fie sfânte, preotul să, să, să fie acel preot uns și închinat Domnului și Domnul astăzi, casei Domnului, îi aduce acest, această avertizare, această amenințare. Tu ne socotești locașurile mele cele sfinte în spurci savatele, pentru că nu se urmează ceea ce Domnul spune lui Aron Moise care îi spune lui Aron cum să fie această slujbă de ispășire. Domnul spune, preoții lui calcă legea mea, deci se poate călca legea lui Dumnezeu și împângăresc lucrurile mele sfinte, veșminte, locașul sfânt, nu fac nicio deosebire între ce, între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Atenție, veșminte sfânte, loc sfânt, preot sfințit, preot închinat, uns de Domnul locaș sfânt, atenție ziua sfântă pe care o alege Domnul între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor, atenție la ce este curat și ce nu este curat, este foarte ușor să vorbim de mântuire a unui suflet, de curățirea curăția și sfințirea unui suflet, atenție când vorbim, căci cuvintele lui Dumnezeu sunt duc și viață și Domnul spune, le-am dat legile și poruncile mele, le-am dat cuvântul meu, care este cuvântul lui Dumnezeu, atenție la vorbirea noastră, că peteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Atenție, căci Dumnezeu se uită, a dat această de sus, la locașul lui, la sabatele lui, la, la noi se uită cum urmăm legile și poruncile Domnului. Toți vrem o viață liniștită, toți vrem să trăim în pace, toți vrem să avem dragoste, să avem aceste daruri pe care le dă Duhul Sfânt, pe care Duhul le dă pentru că Duhul dă viață, cuvintele lui Dumnezeu sunt Duh și viață, dar avem nevoie unii de alții, avem nevoie de preoți închinați Domnului, avem nevoie de locaș sfânt, avem nevoie de acest sabat, de această zi în care noi să ne ispășim sufletele la preotul pe care Domnul ne dă. Ne rugăm pentru preot și locaș sfânt care să ne ajute pe lângă legile și poruncele pe care le primim să ne, să ne ajute să ne ispășim sufletele noastre, care să ne ajute să ajute pe copiii lui Israel pentru păcatele lor, pentru ispășirea păcatele lor, păcatelor lor. A Domnului să fie sabatul, a Domnului să fie preotul care este închinat pentru slujba ispășirii de păcate, a Domnului să fie cuvântul care dă viață. Amin.